ne-am întors în direct, vorbim despre fotbalul județean cu președintele Asociației de Fotbal Județean, Adrian Petre. Vorbeam undeva către începutul emisiunii despre șansele, despre echipele buzoiene care se vor bate. Eu am zis numai timp săgeata, dar trebuie să luăm până la urmă în calcul și lanurile. Ce șanse au echipele din județul Buzău la acest baraj care se anunță a fi unul foarte, foarte dificil? Dacă anul trecut am avut Pescărușul Sarechioi, ții minte bine, nu? Da. Da, da, echipă de altfel mai bună decât anticipam. Anul ăsta se pare că echipele din Galați sunt foarte, foarte puternice. Da, eu, din punctul meu de vedere, sunt trei echipe care se luptă, bineînțeles două cu șanse mai mari, ASE Timp Săgeata și Voința Lanurile, dar să nu neglijăm nici Avântul Zărnești. Sunt 8 puncte între ocupanta primului loc Timp Săgeata și Avântul Zărnești, dar din punctul meu de vedere Avântul Zărnești este o echipă omogenă și poate provoca surprize. Timp Săgeata este favorită, dar din punctul meu de vedere trebuie să-și rezolve o altă problemă, o problemă a certificatului de identitate sportivă. În regulamentul Asociației Județene de Fotbal al campionatului Ligii a 4-a este prevăzut o reglementare prin care echipa campioană, dacă la sfârșitul campionatului nu deține acest certificat, necesar, obligatoriu pentru a participa la jocul de baraj, va fi penalizată cu 20 de puncte și va veni următoarea echipă. Din discuțiile cu cei de la Timp Săgeata au depus actele, sunt la instanță, eu cred că vor obține acest certificat, ar fi și păcat pentru că au depus o muncă de 3 ani de zile, au terminat, acum 3 ediții au terminat pe locul 2, când a câștigat Metalul, au terminat anul trecut la fel, pe locul 2, când a câștigat Gloria, iar anul acesta au șansa să câștige campionatul. Este un patron foarte sufletist, care cheltuie foarte mulți bani și a finanțat această echipă. Această echipă este 100% din bani privați și ar fi păcat să ajungă la baraj și să nu poată să joace. Eu, din punct de vedere al echipei, este o echipă experimentată, cu jucătorii foarte experimentați, dar pentru Liga 3-a echipa trebuie schimbată. Dea Dumnezeu să câștige jocul de baraj și apoi să pună la masă, cu, eu cred că vor găsi înțelegerile și la primăria Săgeata. Suprafața de joc arată foarte bine, vestiarele sunt în regulă, nu mai trebuie tribună și parcare. Eu zic că aceste lucruri se pot face fără probleme. Acum, depinde, mergând mai jos, Voința Lanurile, o echipă experimentată și o echipă cu tradiție în fotbalul buzoian, o echipă care s-a axat mai mult pe câștigarea Cupei României, care de câțiva ani de zile joacă finala și un an o câștigă, un an o pierde. Au șansa lor, au un antrenor experimentat pe Tase Lăptoiu, o echipă bună, am înțeles că au câțiva jucători și care au provenit la CSM Râmnicu Sărat. De Avântul Zărnești, v-am spus, sperăm echipa campioană să se mobilizeze și să reușească să câștige acest joc de baraj. Dunărea Galați au o componență jucători foarte tineri, dar mingea este rotundă, primul joc îl jucăm la Galați și avem șansa ca în jocul retur să ne mobilizăm și să câștigăm. Apropo, în cazul fericit, și noi le dorim tot binele din lume celor de la Săgeata, în care Săgeata promovează, de la anul pe cine vedeți aspirantă la promovarea în Liga 3-a? Pentru că știți cum e, ne-am obișnuit cu binele acum. E greu să vedem echipele înscrise și momentan eu zic că haideți să trecem de hopul ăsta în iunie cu actualul sezon competițional, iar viitorul campionat nu știu, vor veni Locomotiva, Petrolul Berca, probabil Avântul Zărnești, Lanurile, Timp Săgeata, echipele care rămân. Da, este prematur să vorbim ce se va întâmpla la anul, dar eu vă spun, fotbalul buzoian este în creștere și este peste campionatul din județul Buzău, este peste multe campionate din țară. Pentru că
Avem acea regulă cu jucători sub 21 de ani, avem acea regulă cu juniorii în deschidere sub 19 ani și tot timpul de acolo cresc juniori, sunt omogeni, joacă împreună. Avem aceste măsuri și vă spun, avem foarte multe echipe înscrise la județul Buzău, organizat în 87 de localități, avem 80 de echipe participante în campionat, destul de multe. S-a și văzut, noi trebuie să vorbeați înainte de pauză de competiția de fotbal amator. Noi am bătut niște județe care cel puțin din punct de vedere economic stau bătut mult mai bine decât Buzău. În afară de județe, noi vrem să vă spunem că cu jucătorii din județul Buzău, din campionatul județean, Liga 4, Liga 5, am mers și am câștigat Slovenia, am câștigat cu Georgia, cu Scoția, cu Irlanda. Da, asta ca să înțeleagă lumea. Am egal cu Anglia. Adică nu te bați cu Prahova. Suntem foarte bine, eu sunt foarte mulțumit de 4 ani de zile de când conduc destinele fotbalului buzoian. Ce s-a făcut? Avem de la organizarea sediului administrativ, la organizarea pe campionate, la comisiile care lucrează. Nu mai avem scandaluri. Ați văzut și dumneavoastră. Ne e dor decât un scandal, vă spun. Dumneavoastră, da, mie nu și nici nu-mi doresc. Da, chiar ne e dor așa, că era un subiect de presă mai apetisant. Pentru dumneavoastră, pentru noi, da, vedem, pentru dumneavoastră era bătaie de cap. Apropo, aveați un proiect, aș spune personal, la un moment dat, vrem să știm în ce stadiu de derulare este, cu o ligă intermediară care să facă trecerea de la amatorism la profesionism. Că până la urmă este un prag de care multe echipe se lovesc. După cum știți, Federația Română de Fotbal a alcătuit două comisii. O comisie de fotbal profesionist, care este condusă de președintele Răzvan Burleanu, și o comisie de fotbal amator, care este condusă de mine. Suntem în această comisie 11 membri, 7 președinți de asociații și restul președinți de la echipele de Liga 3. Primul meu proiect în această comisie este înființarea acelei ligi regionale C2. Noi ne dorim ca Liga 3 să fie constituită în 4 serii, adică de 16 echipe, nu 5 cum este astăzi. Între Liga 3 și Liga 4 să fie o ligă tampon, unde 4 echipe din fiecare județ, 4 din Buzău, 4 din Vrancea, 4 din Galați, 4 din Brăila, cu distanță de sub 150 de kilometri, cu jocuri vinerea, sâmbătă sau duminica de poamiază, depinde de datele disponibile, să vină să joace și să de acolo să promoveze echipa în Liga 3. De ce? Am văzut foarte multe echipe care se înscriu în Liga 3 și după 2-3 etape se retrag. Nu. Dacă avem această ligă, cu siguranță la această ligă va fi tot constituită tot pe fotbaliști amatori, nu vor fi obligatorii contractele, adică să fie jucători profesioniști și echipa care dorește și noi avem, nu avem 4 echipe, noi cred că o să avem mult mai multe echipe care își doresc să participe în această ligă. Este pe modelul cum era divizia C în anii 89-90, când erau 10 sau 12 serii de liga. Și la italieni a fost până acum câțiva ani, C1 și C2. C2, da. Și noi ne dorim să creștem fotbalul și vor fi și jucători tineri care vor putea să joace acolo, pentru că va fi o condiție de jucători sub 19 sau sub 21 de ani. Plus, mai departe, vor fi și arbitri unde vor să arbitreze, pentru că, vedeți, toți spunem de ce nu avem arbitri, sunt arbitri foarte mulți în loturile naționale, la Liga 3, le vine rândul să arbitreze la 2-3 etape, un arbitru trebuie să arbitreze etapă de etapă sau cel mult la 2 etape, ca să fie în formă și să-și dea drumul la jocuri. Nu poți să arbitrezi un joc și să mai arbitrezi peste 2-3 săptămâni. Apropo de arbitri, ați rostit un cuvânt cheie. Din păcate, da, deficitar dintre toate comisiile, stăm un pic la Comisia Județeană de Arbitri, deficitar din punct de vedere al organizării, al numărului de arbitri. Din păcate, foarte greu atragem tinerii către această activitate de arbitraj. Nu mai sunt nici scandaluri, nu înțeleg de ce. Arbitrii primesc și o indemnizație. Un tânăr serios care arbitrează sâmbătă duminică ajunge undeva la 10-12 milioane net pe lună. Tot încercăm și anul acesta ne-am propus să organizăm 4 școli de arbitri.
Ne dorim să avem una la Râmnicu Sărat, ne dorim să avem la Pătârlațile, ne dorim să avem la Berca, Pogoanele, în municipiul Buzău. Vrem să facem 4 serii, una să începem acum în primăvară, una în vară și 2 în toamnă, ca în anul viitor să avem numărul necesar de arbitri să arbitreze la aceste jocuri, pentru că avem foarte multe competiții de copii. Aceste competiții se dispută tot sâmbătă și duminică. Din sezonul următor sperăm să înființăm această ligă regională, unde o parte din arbitri pleacă acolo. Federația Română de Fotbal vine și înființează Liga Elitelor Under 15 și Under 16, unde vom avea arbitri care vor arbitra acolo, la nivel național, cu juniori republicani, cum le spuneam odată, și trebuie să facem ceva să atragem tinerii. Eu sper, vom avea o campanie în școli, să atragem acești tineri. Se pot face arbitri și de la vârsta de 13 ani, până acum erau 16, s-au coborât vârsta, acești copii vor arbitra la jocurile de copii și apoi vor merge la Liga 5 și Liga a 4. Am văzut acum câteva luni, a fost o acțiune la Eminescu, au venit și figuri importante, foste arbitri internaționali care au povestit ce avantaje au. Uite, bănene, că trece în străinătate pe lângă o indemnizație aia, adică l-au prezentat tot ce se întâmplă, vezi țări străine. Dacă treci de nivelul județean și ajungi la Liga 3, este altceva. Mergi, vezi țara, te plimbești, respectat, ai altă poziție, arbitrezi, pleci cu un barem acasă, este ce mai nu vorbim de Liga 2 sau Liga 1. Spuneți-mi ce se întâmplă tot așa, puțin, mulți veniți, puțin rămași, era vorba românului. Vin la cursuri, dar nu apucă să retermine sau unii nici, adică nici măcar nu se da, mai prezintă? Da, se retrag, iar apoi arbitrează un joc două și apoi li se pare prea greu. Sunt și niște teste care trebuie să le susțină, sunt fizice și teoretice, dar vom avea o campanie foarte agresivă în școală, avem o colaborare foarte bună cu Inspectoratul Școlar Județean, mai ales că în data de 6 aprilie avem un proiect împreună cu Federația Română de Fotbal. Împreună suntem fotbal în grădinițe, destinat copiilor de la grădinițe, băieți și fete. Vom avea la sala sportului Romeo Mandi 6 ateliere, unde acești copii vor veni, vor alerga, vor fi îndrumați de către antrenorii veniți din partea Federației Române de Fotbal, vor juca fotbal. Sperăm să vină, să-i atragem și să-i facem să și rămână pe terenul de fotbal. Fiecare copil va fi premiat cu un rucsac, un echipament al echipei naționale, o minge mărimea 3 pentru ei, un termos de băut apa și mai mult grădinițele care vor să facă ateliere fotbal vor primi toată logistica din partea Federației Române de Fotbal. Da, vorbim de tricouri, că vor fi premiați cu echipamente ale echipei naționale și vrem și eu să stau măcar în poartă, să primesc și păi eu. Păi da, nu cred că aveți mărimea, că vor fi mărimea pentru ei. Vrem să avem o campanie cu Federația Română de Fotbal și vrem să atragem acești copii către fotbal, dar mai mult trebuie să-i facem să rămână, pentru că acești copii vor fi materia prima noastră peste câțiva ani și de ce nu vor fi jucătorii când vom sta în pat la televizor și trebuie să avem și jucători buzoieni în echipele naționale. Apropo de jucători buzoieni, sâmbătă, derby, mare derby. Până la urmă este meciul care va decide, e posibil să decidă calificata în Liga 3. Eu zic că este jocul cel mai important. Dacă Gloria reușește să se impună, să câștige acest joc cu Oțelul Galați, problemele actuale de la Oțelul Galați se vor accentua și cred că Oțelul nu va termina nici pe locul 2. Sunt niște probleme de organizare, niște probleme financiare în acest moment la Oțelul. În această cauză, ați văzut, au și cu ultima clasată, cu Darabani, de-abia au reușit să termine la egalitate, au fost conduși, au egalat pe final. Gloria trebuie să profite de terenul propriu, trebuie să profite de public, sunt convins că vor fi foarte mulți spectatori în tribună, trebuie să profite de tot ca după joc distanța să fie de 8 puncte, să meargă relaxată la Miroslava, să nu piardă și apoi eu zic calificarea este aproape, în promovarea în Liga 2 este aproape rezolvată. Metalul Buzău, ați văzut, o echipă
omogenă. Metalul echipă Buzău, care a câștigat cu Ceahlăul. Ceahlăul a ținut în șac echipa Oțelul și am înțeles că pe final jucătorii Oțelului trăgeau de timp și au fost hoidoiți de către proprii suporteri. Cu Gloria au jucat foarte bine. Pe final ați văzut că 74 de minute au ținut piept, scorul fost 0-0. O greșeală în apărare a făcut ca Gloria să înscrie, iar apoi pe final nu a mai contat. În schimb, sunt un pic îngrijorat de... Nu sunt îngrijorat că Gloria nu va promova sau de Metalul, sunt un pic îngrijorat de CSM Râmnicu Sărat. Chiar a întrebat cineva de posibilitatea ca Râmnicu să cadă în... Eu îmi doresc ca cei de acolo să se mobilizeze și să nu retrogradeze. Ar fi păcat. Acolo există un centru puternic de copii și juniori. După mulți ani, județul Buzău a reușit să aibă la turneul Gheorghe N. Gheorghe Ola, la jucătorii desenați de 10 și 9 ani, două echipe în turneul final. Am avut CSM Râmnicu Sărat la amândouă, cu grupa de 10 ani și de 9 ani. La grupa de 9 ani am reușit și am învins Academia Hagi în primul joc. Ne-au bătut Craiova și Timișoara, dar am terminat pe locul 3 într-o competiție cu cele mai bune echipe. Mai dincolo, la 10 ani, am jucat la Constanța, au terminat pe locul 5, dar tot la fel ne-am bătut cu Hagi, ne-am bătut cu Craiova, cu Iașu, cu centre puternice din țară. Și Râmnicu Sărat. Există un proiect foarte bun la copii și juniori. Nu înțeleg de ce, nu mă așteptam, a fost o surpriză pentru mine să fie învinși de, și categoric de CSM Pașcani. CSM Pașcani este echipa LPS-ului Iași. Sunt numai copii. Cuneșan s-au pierdut în etapa a doua la Focșani, am înțeles că au fost ceva probleme de arbitraj, Olimpia a avut un gol anulat pe nedrept, dar ăsta este fotbalul, greșelile fac parte din fotbal. Și mai ales în contextul în care este echipa care a furnizat una dintre cele mai mari surprize ale campionatului, învingându-i pe Oțelul. Eu cred că se vor mobiliza și nu vor retrograda, vom vedea în jocurile următoare și ce se va întâmpla și sper ca Olimpia să rămână în Liga a treia, sper echipa campionă a județului Buzău să promoveze și la anul să avem tot trei echipe în Liga. Dați-ne un pronostic pentru meciul de sâmbătă. Eu cred că va învinge Gloria. Sper să se mobilizeze, sper să fie antrenorii, staful tehnic să pregătească foarte bine jocul, să nu aibă emoții, să nu aibă trac. Și eu zic că Gloria va învinge. Să vă dau și scorul? De ce nu? Da, eu sper într-o victorie a Gloriei cu 2-0. 2-0. Eu de obicei am dat un 0-0 la Metalul și m-am făcut de râs la Metalul cu Gloria. Acum zic și eu 1-0 pentru Gloria italienesc, așa că mie nu-mi plac meciurile cu multe goluri. Adrian Petre, nu rămâne decât să vă mulțumesc că v-ați rupt din timp să veniți la noi la emisiune. Să sperăm că o să aveți, că vă iese pronosticul pentru meciul cu Oțelul, o echipă cu care ne tot întâlnim în momente dintre astea cheie. Trebuie să spunem că prima promovare a Gloriei a venit tot după un baraj cu Oțelul Galați, care și da, atunci era chiar favorită. Baftă multă celor de la Gloria, apropo. Sâmbătă, mare meci. Mare, Adrian Petre, încă o dată vă mulțumesc pentru prezență. Și eu vă mulțumesc și cu mare drag. Da, forța timp săgeată, cum ar spune tifoșii de aici, de lângă Buzău. Aici punem punct ediției de azi a emisiunii Sport Club. În câteva minute, Mac Dăionescu cu Dare Buzăanului. Noi ne vedem luni.